În județul Iași, unul dintre programele agricole care au avut succes chiar de la lansare este cel pentru tomate. De la an la an sunt tot mai mulți legumicultori care optează pentru cultura de roșii. Chiar dacă există unele modificări și mulți fermieri se plâng de birocrație și de impuneri care sunt dificil de îndeplinit, per total programul Tomata este benefic pentru industria agro. În plus, această inițiativă a fost extinsă și pentru alte culturi legumicole, susținându-se astfel intrarea produselor românești în marile lanțuri de magazine. Ajutorul de minimis pentru cultura de culturile de tomate, pentru culturile în spații protejate. Astfel, legumicultorii ieșeni pot să depună aceste cereri până pe 1 aprilie. Noutatea din acest an a acestui program este că verificările se vor face o singură dată de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură. Imediat după ce fermierul notifică că vrea să recolteze cultura de tomate, doar că trebuie să țină cont că această notificare trebuie să se facă cu 10 zile înainte de recoltare. Valoarea rămâne neschimbată, în speță 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați. Vorbim de mai mulți fermieri care își doresc, iată, acest program, li se pare tentant în județul Iași? Acest program este unul destul de benefic pentru legumicultorii din Iași, pentru că de la an la an s-a observat o creștere a acestora și anul trecut, chiar în ciclul 2, au fost mai mulți pentru că li s-a permis să depună și pentru alte legume, în speță ardei, gogoșari, fasole, mazăre, iar și nu neapărat în spațiu protejat, putea să fie și în câmp cultură deschisă. Doar că acum, anul acesta, momentan pentru ciclul 1, se dorește a fi doar în spațiu protejat, ceea ce era și până anul trecut.